Robert Glință și Bogdan Scarlat de la CSM Pitești au toate șansele să confirme rezultatele bune de până acum și în competițiile ce urmează pentru ei în țară și peste hotare, este de părere antrenorul Viorel Ciobanu. Șansele sunt foarte mari să ajungă la Festival Olimpic, ei sunt în pregătire, vor participa la campionatul național de junior 1 și senior care vor fi peste 200 la Pitești. Sperăm să fie un timp bun ca acești sportivi, dar problema nu o să fie pusă pentru participare la Festival Olimpic, fiind cei mai buni juniori ai țării, eu zic că o să treacă cu brio peste această calificare, important să vină de acolo cu capul sus. Bazinul Olimpic din Pitești găzduiește în perioada 3-7 aprilie o nouă ediție a naționalelor rezervate seniorilor și juniorilor, unde sunt așteptați cei mai buni înotători din țara noastră.